peneba.com găsești jocuri ieftine, codul IHEYPINK le face și mai ieftine. Link în descriere, ok, pa! Mi-a trebuit mie să mă bag la creație, băieți. Am minat obsidian ca ultimul animal și am tăiat turnul ăsta de obsidian în două. Este efectiv tăiat în două de la jumate, iar aici este o groapă foarte periculoasă și am câteva bucăți de obsidian. Câte stack-uri sunt astea, mă? Sunt 9 aici și cu una, 2, 3, 4, 5, cu 6, 15. 15 înmulțit cu 64 dă mult, mult, foarte mult, gen extrem de mult. Dă Wait, actually aproape 1000 de obsidiane. Sau, mă rog, bucăți de obsidian. Iisuse Hristoase, haide să mergem, nu acasă, pentru că vreau să merg să-mi repar toate itemele, pentru că netherite pickaxe-ul meu este aproape distrus. Problema e că nu am artificii să zbor până acolo, deci va trebui să merg. Iar mersul este cringe. Voi mai mergeți undeva? Bă, nu, eu prefer să mă dematerializez și să mă rematerializez în locul unde vreau să ajung. Și vă rog, apăsați și butonul de like, oameni buni. Ultimele episoade au peste 10.000 de milenii de like-uri. Extrem de foarte multe like-uri. Ia uite cum pică, yes, durere, suferință. După aia va trebui să fac tot drumul ăsta înapoi ca să ajung la portal. Dar, hei, cel puțin după aia voi fi acasă. E, ia să-i farmăm noi pe săracii. Mă, dar voi acolo ce căutați, bro? Cum, Dumnezeule mare, ați reușit să ajungeți fix aici și să fiți înconjurați de apă? Yo! Tu ai văzut că rămânea în apă și nu voia să iasă de acolo? Asta e foarte ciudat. Hop! Așa, iar acum aici și pregătiți-vă să vă acoperiți urechile, băi. Aolo, aolo. Mamă, câtă durere și suferință. Ce-mi place, ce-mi place să fac experiență. Și jap și gata, este reparat atât târnăcopul, cât și încetează că mă sperii, cât și toporul, așa că haide să facem, uite așa, să scăpăm de ender pearl-urile alea foarte cringe, să punem Totem of the Undying-ul. Voi știați că turnurile de obsidian se duc jos de tot, gen, ce vedeți la suprafață nu e nici măcar jumătate? Adică mă gândeam că, bă, sunt un pic băgate în pământ acolo, cu un pic de fundație, că n-a să nu le bată vântul, dar, bro, ele iesă din insulă pe cealaltă parte. Mamă, ce acilea, băieță. Oh, stai că acum este mult mai safe să facem asta. Exact, asta îmi place să văd. Îmi place să mă materializez la altă locație geografică, din câte vă spuneam. Haideți fix acasă în pa... Plouă? A, dar nu e cu fulgere, nu? Cringe. Nu știu, frate, vă mai plac ploile fără fulgere? Nu, frate, eu vreau să... Să fulgere și foarte mult și după aia să vină tunet ăla, știi, să se audă și să se zguduie clădirile și să înceapă mașinile din parcare. Așa să facă, frate, așa îmi plac mie ploile. Tender pearl-urile astea sunt total inutile, așa că hai să scăpăm de ele și să ne gândim pentru secundică ce Dumnezeule mare facem cu atâta obsidian. Probabil o să-l punem în acest shulker box negru. Uite așa. După care îmi trebuie niște artificii. Oh no. Sunt sigur că le-am pus pe undeva pe... Din fericire sunt un geniu malefic care are la el foarte multă hârtie și gunpowder. Și acum o să scăpăm de astea și avem artificii suficiente cât să mergem să facem rost și de alte artificii, dar prima dată trebuie să ne luăm ăsta și ăsta este trash, dar vreau niște jack potato și vreau să merg să punem niște oameni pe peretele din grota abonaților, pentru că avem o grămadă de comentarii foarte drăguțe și foarte interesante și toate sunt de acum... 10 minute, 3 minute și 2 minute, pentru că de-abia am pus celălalt episod. Dar nu are importanță chestia asta. Îmi lipsește un semn, normal. Lasă că facem un semn, nu este problemă. Bă, când îți lipsește ceva în viață, trebuie să faci rost de el, chiar dacă asta înseamnă să-l furi. Revenind, ea să mergem acilea, să vedem, suntem la comentariu cu numărul 238. Și acest comentariu este de la Andrei Stoichit.
căruia i-am dat și pin și zice așa: mă faci foarte vesel când postez. Bă, despre asta este vorba, oameni buni. Despre asta este vorba, ok? Nu este vorba de bani. Nu este vorba despre faimă. Cui pasă? Urăsc să fiu faimos. Sunt obligat prin lege să postez chestii pe Instagram ca să-mi păstrez relevanța și urăsc să pun chestii pe Instagram, ok? Dar despre asta este vorba. Despre a face oamenii fericiți. 239, un comentariu de la Petrică Știrbu. Am citit corect, foarte bine. La Pink este ca... La Pink este ca la Dora Exploratoarea. Pink, unde este totemul legendar? Noi, acolo în Shulker Box ai trecut de el. Dora, unde este Marea? În spatele tău. Nu, planul meu super malefic de a face oamenii să interacționeze cu video în mod forțat. Firar! Adelina Patricia zice: pot să apar pe perete doar de dragul că am fost aleasă pentru ceva important odată în viață. Bă, Patricia, dacă nu ai fost niciodată în viață aleasă pentru ceva important, trebuie să le dovedești tuturor din jurul tău că meriți să fii aleasă, ok? Nimeni nu este ales pentru că i-a venit rândul, pentru că i s-a făcut altcuiva milă. A, uite, s-a înverzit ăsta! Nu! Toată lumea când este aleasă pentru ceva, este aleasă pentru că merită și pentru că a dat dovadă că merită și pentru că este valoroasă în poziția în care urmează să fie aleasă. Ai înțeles? Deci, practic, trebuie să pui mâna să înveți să fii cea mai șmecheră de pe planeta Pământ și toată lumea să vrea să stea pe lângă tine, chiar dacă probabil vor doar să copie tema, dar gen, în viitor o să-ți fie oricum util. Ia să mergem să luăm niște gunpowder, pentru că am rămas cu foarte puțin, băieți. Dar eu zic că este suficient, pentru că astăzi o să merg să curăț întregul an de grâu. E o idee foarte proastă, aș vrea să zic că nu sunt mândru de ideea pe care o am, dar trebuie curățat, ras de pe fața pământului și replantat. Și mă gândesc să fac ferma de Charge Creepers undeva în zona asta, băiți. Pentru că se va vedea pe hartă la noi acasă și va fi și relativ aproape de acest minunat portal care se vede și el foarte frumos și va fi în relativa apropiere a fermei de grâu care are fața de creeper. Și eu cred că toată lumea o să fie foarte fericită. Ziceți-mă în secțiunea de comentarii dacă veți fi fericiți și lăsați și like-uri dacă tot lăsați comentarii. Ok, știu că am zis că o să rad de pe fața pământului tot grâu, dar am relativ mult grâu și eu mă gândesc că, bă, ce Dumnezeu, sunt atât de mulți păiangăni sub mine. Eu mă gândesc că ar trebui să fie relativ suficient, știi? Adică de ce să-l iau pe tot când am cantități industriale după 6 minute de recoltat? Și dacă e să recoltez tot, o să-mi ia 20 și după aia ca să plantez înapoi încă 20 și nu, stați așa o secundică că nu se întâmplă chestia asta prea curând. Hai să vedem dacă sătenii noștri sunt în regulă și fericiți aici, pentru că trebuie să le dăm pâine. Băi, atât de multă pâine încât efectiv să le iasă pe urechi. Ar trebui să fie pe aici undeva, nu? Hello? Ding, 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 ding. Am auzit un... Exact. Bă, deci uneori mai fac așa, gen când stau cu Narcisa în cameră și gen începe să râdă de fiecare dată că îi place cum se aude. Și mai fă o dată, mai fă. Și fac... Suntem un pic săriți. Bă! Unde... Oh, hello! Dar dacă veniți voi amândoi și vă găsiți o preocupație împreună, nu? N-ar fi bine? Lasă. Actually, ia-o. Se confiscă pentru că cititul e pentru ăștia cringe. Ia, hai cu mine să-ți arăt eu o treabă. Vino încoa. Ai și închis ușa, pe bune. Sunt două uși, băi, incompetentule. Degeaba au închis pe una din ele. Anyway. Unde este celălalt, mă, frate? Că nu se poate așa ceva, mă. Veniți și luați pâine. Yes, bro, e... Hei!
Bro, dar decide-te unde te duci, actually, știi ce? Haideți să Acilia și luați amândoi. Amândoi. Yes, yes, faceți cunoștință. Yes, aveți 10.000 de paturi în sat, vă rog. Sunt paturi în bloc, blocul e al vostru. Faceți pe barza, bro. Nu se poate așa ceva, bă, bădici ăștia se lasă grav așteptați. Mă, ce parte din trebuie să perpetuați specia pentru că specia voastră e pe cale de dispariție, nu înțelegeți. A, poate o să înțeleagă ei. Oh, hello! Am uitat cam ăsta aici. E, ia să-l luăm noi și să ne prefacem că nu l-am distrus pe celălalt. Bă, eu zic că o să funcționeze și la un moment dat o să fie și copii pe aici, zic eu. Dar deocamdată, din câte puteți vedea, ăștia sunt cam nesimțiți, așa, cam bulangii, să zicem. Dar noi, haide să ne vedem de treabă, pentru că mai avem o grămadă de lucruri de făcut astăzi. Astăzi, trebuie să merg să fac acel loc unde să se spuneze pe timp de noapte creeperi și creatorii. Și apoi să fie efectiv foarte mult loc unde să se spuneze și alte creaturi. E lava acolo. What the fuck, dude? Oi! Ești la modă, te crei șmecher, te îmbraci de la Zara. Oh, what the... Bro, ce-i acolo? Gata, am șters-o, gata, vedeți-vă de treabă. Bro, deci... am uitat ce voiam să zic. Dăm coace tot acest obsidian și urmează să încep cea mai mare construcție pe care am făcut-o în viața mea, ok? N-am construit... de obsidian. Construcție de obsidian. Deci n-am construit ceva de obsidian mai mare vreodată în viața mea și cred că o să încep... de aici, știi? Și o să fie un pic în aer, dar o să fie cam așa, una, două, trei. Va trebui să avem un număr impar, da? Ia să rămână, cât am zis, 2, 3, M4, da? 5, 6, 7, 8. Oh, God, sunt atacat din două părți, adică din toate direcțiile. Haide să merg să dorm, pentru că este cringe. Mă, ce Dumnezeu caută vaca aia acolo? Eu am lăsat-o 100%. Cine altcineva s-o lase? Vi se pare că mai este cineva pe harta asta? Nu, a fost Narcisa pentru vreo 10 minute înainte să moară, dar da. Somn. Și apoi mergem să facem chestia aia, ok? Nu e chiar o fermă. Deși eu, sincer, nu m-am uitat pe net să văd dacă există vreo metodă de aia. Nu știu cum să separi poate creeperii de alte creaturi și apoi să faci ceva și să... Ano, să fie foarte, foarte funcțională cumva ferma, știi? Avem o mică problemă în cazul în care n-ați observat. Nu am suficient obsidian. Pentru că nu m-am gândit, bă, dar dacă fac 33 și de fapt 35, că punem și marginile, înmulțit cu 35 plus... Pe margine trebuie să mai ridicăm un zid de obsidian de două blocuri înălțime. Nu prea îți iese la calcul, bro. Era evident că nu o să-mi ajungă, dar de ce nu m-am gândit eu înainte? Habar n-am, dar cel puțin am făcut suficient de mult cât să vă dați seama cum ar arăta. Cred că aici vom mai avea nevoie de vreo, nu știu, maxim 3 stake-uri de obsidian, deci putem să mergem să le obținem fără nicio problemă. Așa că hai să scăpăm de asta, de asta și de blocurile astea de dirt, pentru că dirt-ul este literalmente gunoi, este trash. Din ce e făcut pământul, frate, ok? Sunt atât de confuz. Dacă e un firicel de la de pământ, ce e la? Calciu? Siliciu? Habar n-am, nu știu. Eu parcă știam că ceva siliciu, nu știu, parcă e pe la nisip. Habar n-am, frate, că eu am fost la Mate Info, nu la biologie, chimie sau cum era fratea aia de la... Aia, mă, de la liceu, cu profilele, mă, zi, bă, că nu le mai știu, frate, apar n-am. E bine, dacă erau mai multe, era foarte bine, dar așa sunt doar câteva și cred că, după cum spuneam, va trebui să merg înapoi în dien să obțin restul de obsidian, pentru că nu accept astăzi să nu terminăm minunata fermă de charge creepers și dacă toți sunt aici, cred că voi lua acea hartă cu mine, ca să vedem cum se vede pe hartă minunata fermă de creeper. Ia să vedem. Aici ar trebui să apară. Actually, da, trebuia să luăm și cealaltă hartă, pentru că, ia uite, mamă, ce pată! Ui. Am obus?
Bro, literal... cum de nu m-am gândit la asta? Literalmente putem să facem un... Bro, putem să facem un impostor din Among Us în Minecraft și să-l vedem pe hartă. Oh my god, asta ar fi destul de epic. Oh, what the fuck? Dă-te în adormirea Maicii Domnului, ce m-ai speriat. Stăteam și eu acolo așa și vine ăsta cu teleportările lui, bro. Dispar și du-te înapoi în The End. Sunt atât de confuz, Endermanii oare din The End. Ce, nu poți să vină în lumea normală? Adică de acolo provin ei sau... Ăștia din lumea normală vor fi diferiți? Poate. Poate sunt ca englezii și cu spaniolii, știi că nu vorbesc aceeași limbă. E ultima oară când mai construiesc ceva din obsidian, bro. Bun, am mai polișat puțin turnul ăla. Și am la mine 6 stack-uri și cu 6 ori 6 trebuie. Am înțeles, da, mult, mult, foarte mult. Am foarte mult obsidian. Și dacă cu acest obsidian nu reușesc să termin ferma, spawner-ul, cum Dumnezeule mare vrea să-i spui, mă pensionez, bă, deci nu se poate așa ceva, bă. Să stai ca animalul 20 de minute săpând, cum îi zice, obsidian. Știi ce, mă? E bine, e bine. Nu ar trebui să mă plâng pentru că înainte stăteam în peșteră, să dau cu apă peste lavă și să sap și după aia ieșar iar lava la suprafață și iar trebuia să stau cu apa și să o sting. Era cam cringe, sincer. Cam cringe, sincer, că nu mai pot să vorbesc, bă. Mi-am prăjit creierul uitându-mă la obsidian timp de 20 de minute spărgându-l și, mă rog, mi-am pus niște muzică, n-a fost atât de rău. Așa cum bănuiam, nu am terminat marginea, dar cel puțin am terminat zona de spawn și acum ar trebui să încerc să găsesc jumătatea, iar jumătatea, după calculul meu, ar trebui să fie blocul cu numărul 17. Deci, 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, perfect, exact așa cum credeam că o să fie, a fost și acum am stricat pe aici și... Sper că ăla de acolo era mijlocul. Bun, nu am la mine lopata, dintr-un motiv sau altul, pentru că sunt un gamer de toată jena, dar o să merg acasă să o iau, ar trebui să mai fac niște artificii. Stai așa o secundică, că dacă tot e să terminăm complet acest spawner slash fermă de creeper charged, unde o să farmăm capete de creaturi periculoase, ar trebui să iau cu mine hărțile ca să le updatăm, să se vadă de pe ele, să vadă toată lumea ce șmecheri sunt eu, etc., etc. Deci, după... Wow! Ce m-a speriat să... Mă, ce câtă viață aveam, bă, să mă bată tata de calorifer și de pereți, să dea cu mine în toate ușile din casă! Mamă, ce m-am speriat, dă-te în candela și... Ce Dumnezeu, bă, pot să jur că n-am picat atât de tare de pământ. Câtă viață aveam, frate-miu? Frate-miu, câtă viață aveam? Mama! Doamne, iartă-mă. Ok, asta a fost destul de scary. Haide să nu mai stau așa fără un... fără un totem în mână, trebuie să merg repede să fac rost de un totem și să punem aici, uite, asta, așa. Și de curiozitate, ar trebui să vin aici pe timp de întuneric să vedem dacă se spunează monștri, dar nu ar trebui să fie vreo problemă cu spunatul, adică e... Monștri se spunează pe... Obsidian, nu? Oh, hai, dă-te, bă! Ok, este un zombie, asta e problematic, ceea ce înseamnă că ar trebui să luăm asta și să o punem. Aia nu o să rezolve nimic. Bun, villagerii ar trebui să fie aici dormind, nu-i așa? Alo? Hello? Înțeleg că trebuie să filmez un nou episod din Tehnici Esențiale de Supraviețuire. Dar marș la somn! Unde? Deci vreau să știu... Oh, aici nu e lumină. Bă, dar nu se poate așa ceva, bă, deci... Bă, cred că ce viață de 2 bani au arhitecții, bro.
imaginează-ți să construiești, să proiectezi o casă pentru cineva și gen uiți să-i pui niște torțe și el își construiește casa și se spunea zămoștiri la el și moare. Și-i vina ta, practic. Da. Pe casele astea mai este problemă, dar în rest cred că e tot ok. Hai să zburăm sus de tot, să ținem în mână aceste hărți înainte să trecem pe deasupra locului ăstuia care ar trebui să funcționeze și să spuneze niște monștri la un moment dat. Așa și așa și acum... La ferma de asta, da, exact, asta voiam să fac. Pentru că am la mine gunpowder. Ferma de trestie de zahăr, exact. Totemul legendar. Yes, asta îmi place să văd. Gata, acum mă simt în siguranță, băiți. Cert este că trebuie cumva să ne dăm seama dacă vor dori monștrii să se sponeze acolo. Oh, stai că am uitat să punem harta pe perete. Ia stai așa să o punem pe perete să vedem cum arată. Deci, asta de aici este în dreapta. Uite aici și cealaltă în stânga. Ok, not bad. Bă, îmi place că se vede și blocul ăla de gen care atrage fulgerele. Ce drăguț, ce drăguț. Trebuie să replantăm acolo că ia uite cum se vede. Nu se mai vede verde și frumos. Dar nu astăzi. Este întuneric. Hai să mergem să vedem dacă se spunează vreo ceva. Este un pic cam întuneric. O. Niște schelețuri. Cai? Erau cai aici? În tot timpul ăsta? Doi scheleți, un creeper care e departe de... Cred că în toată zona asta ar trebui să punem torțe, nu? Ca să nu se spuneze pe lângă. Asta ar fi o idee foarte bine. Sau, mă rog, ar fi fost dacă nu aș fi aruncat toate torțele.